Oglinda și prințul vanitos. Regele Francis își conducea regatul și trăia împreună cu soția lui Elena și cu fiul său, prințul Harry. Prințul Harry se considera cel mai chipeș, puternic și inteligent prinț din lume. Mereu se uita la reflexia lui într-o oglindă frumoasă și se admira la nesfârșit. Era, fără să-și dea seama, iute la mânie, vanitos și nepoliticos. Slujitorii de la palat erau îngroziți de obiceiurile lui. Aceștia încercau să-l evite atunci când îl vedeau în preajma lor. Cine a pus această vază cu flori aici? Spuneți-mi acum sau veți regreta mai târziu. Vă voi concedia pe toți. Iartă-mă, maestate, eu am fost. Am pus-o aici din greșeală când făceam curățenie în cameră. O voi pune înapoi îndată. Ai îmbătrânit, dar mi se pare că încă îți lipsește bunul simț. Nu voi mai tolera astfel de greșeli în viitor. Fiecare obiect trebuie să stea la locul lui. Am observat cât de leneș ați devenit. Nu uitați, eu nu sunt genul care să acorde a doua șansă. Slujitorii au lăsat capul în jos și nu au scos niciun cuvânt. Într-o zi, un magician faimos pe nume Gogo a venit la curtea prințului Harry și avea o rugăminte. Bună, prințule Harry! Sunt Gogo, magicianul. Cu permisiunea ta, aș vrea să fac câteva trucuri de magie pentru tine. Bine, arată-mi magia ta! Gogo a făcut câteva trucuri extraordinare. A transformat un gardian într-o fată frumoasă. Toată lumea râdea de această ispravă. Altui gardian i-a făcut să-i crească coarne din cap. Toți cei din curte erau uimiți. A preschimbat un papagal într-o privighetoare. După ceva timp, i-a transformat pe toți înapoi la forma lor originală. În timp ce se întâmplau toate aceste lucruri, a apărut un sfânt în fața prințului. Hari om, hari om, hari om. Prințul l-a ignorat complet pe sfânt. Era interesat să-l provoace pe magician. Poți transforma ziua în noapte? Nu, prințul meu, nu pot să schimb legile create de Dumnezeu. Poți crea un bărbat mai frumos, mai inteligent și mai puternic decât mine? Sigur că pot. Să aduc în fața ta pe cineva mai chipeș și mai puternic decât tine? Nu, nu, nu aș putea tolera așa ceva. Nu este nimeni mai chipeș, mai puternic și mai inteligent ca mine. Pleacă din fața mea! Magicianul s-a simțit rănit și insultat de cuvintele grosolane ale prințului. Prințul l-a bagiocorit și pe sfânt. Domnule magician, nu poți continua într-un loc în care nu ești respectat. Prințul este mistuit de aroganță și astăzi ne-a insultat pe amândoi. Haide să plecăm de aici! Da, plecați! Ați fost cumva invitați aici? Sfântul s-a înfuriat la auzul acestor cuvinte. Într-un acces de furie, l-a blestemat pe prinț. Frumusețea de care ești atât de mândru, această așa zisă inteligență și putere cu care te lauzi, toate acestea îți vor fi luate. Vei fi prins într-o oglindă care va fi mult mai frumoasă decât tine. Imediat ce sfântul a terminat de rostit aceste cuvinte, prințul a rămas prins într-o oglindă frumoasă. Toată frumusețea, inteligența și puterea i-au dispărut. Prințul a început să regrete tot. Oh, înțeleptule, te rog să mă ierți! Am fost așa de plin de mine și am greșit enorm. Te implor, te rog să ridici blestemul! În numele prințului, cu toții îți cerem asta. Te rugăm să-l ierți pe prințul nostru pentru greșeala lui. Ridică această pedeapsă cruntă! Până acum, sfântul s-a mai calmat. Uite! Nu pot ridica blestemul, dar îl pot modifica.
Dacă în viitor o femeie cu inima pură, care nu știe de blestem, se va îndrăgosti de el în oglindă, va reveni la forma lui inițială. Până atunci va continua să fie prins în oglindă. Sfântul și magicianul au plecat. Prințul vanitos zăcea prins în oglindă. Slujitorul păstra cu grijă oglinda într-un loc sigur. Chiar dacă era prins în oglindă, prințul era invizibil aproape pentru toată lumea. Regele era trist din cauza acestei întâmplări și îi era dor de fiul său. Dragul meu prinț, sunt sigur că te simți groaznic în această oglindă. Nici măcar nu-ți poți exprima emoțiile. Regele a arătat oglinda la mai multe prințese, dar toate erau dezamăgite. Nu doar regele și regina, ci toți curtenii erau triști pentru ce se întâmplase cu prințul. Nu reușeau să găsească o modalitate de a-l elibera pe prinț din oglindă. Într-o zi, regele Francis l-a vizitat pe prietenul său, regele Albert. A luat și oglinda lui iubită cu el. A stat în palatul regelui Albert ca oaspete. A așezat oglinda într-un loc sigur. Când servitoarea regelui Albert, Sarita, făcea curățenie în cameră, a văzut oglinda și a început să o curețe. A zărit o lumină specială care ieșea din oglindă. I-a spus prințesei Margaret despre frumoasa oglindă. Prințesa avea o inimă pură și era bună la suflet și generoasă. Nu era deloc arogantă. Trata cu respect pe toată lumea. Sarita, această oglindă frumoasă este cu siguranță unică. Are o lumină specială. Ai făcut bine aducându-mi-o mie. Îi voi cere regelui Francis să mi-o dăruiască. Imediat după ce Sarita s-a întors să plece, a atins cu mâna o vază scumpă. Vaza a căzut și s-a spart. Servitoarea se temea pentru greșeala ei. Iartă-mă, prințesă Margaret, am spart vaza din greșeală. Sarita, totul este în ordine. Vom lua una nouă. Te-ai rănit? Nu, prințesă, nu m-am rănit. Aveți o inimă bună. Prințul a văzut toate acestea din interiorul oglinzii. I s-a topit inima văzând-o pe prințesă cum este atât de iertătoare, corectă și de bună cu ceilalți. S-a simțit schimbat și, în acel moment, i-a fost rușine de comportamentul lui din trecut. O lumină puternică a ieșit din oglindă. Pentru că Margaret avea o inimă pură, îl putea auzi pe prințul din oglindă. Bună, prințesă Margaret! Ai un suflet cu adevărat bun, ești amabilă și veselă. Vreau să fiu ca tine. Cel pe care îl vei alege ca soț va fi foarte norocos. Dragă prințule, sunt sigură că și tu ai aceste calități. Poți cuceri multe inimi cu puterea minții și emoției tale, sincere. Dragă prințesă, îți pot cuceri inima? Da, poți. Simți schimbarea ce are loc în inima ta. Vrei să accepți, te rog, să fiu soțul tău? Sigur că da. Margaret a fost impresionată de cuvintele prințului Harry. Imediat s-a îndrăgostit de el. Dragă prințesă, m-ai eliberat din oglindă și de blestemul abătut asupra mea. Prințul Harry a învățat cea mai mare lecție din viața sa și nu a mai fost vanitos. S-a transformat într-un prinț iertător, generos și puternic. Prințul Harry și prințesa Margaret s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit. If you enjoyed this story,
Please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!